Ce băiere, a spus deja micul dejun. Marfa. Balenoile, ai 5 secunde să readuci platoul pe poziția inițială T0. Cum adică T0? Adică te îmberg cu zero creier în cap. 5 secunde. Stai mă să iau și eu. 4. 2 bucățele. 3. Aolo, mama. Ce le văd, tâmpitule, e vina mea că a intrat cu mâna în zona de acțiune armamentului? 2. Și acum degajează zona. Da, din ce? Ce nu mă lăsați, mă, și pe mie să... Iau și o bucățică, două, că ne fac eu platou dacă se termină. Cu ce mărlane? Cu mâncare, cu ce? De unde? De frigider, ce? Nu mai e mâncare? Ba da, gogoșarule, dar e mâncarea noastră. Că tu n-ai mai contribuit cu nimic de când ți-ai ieșit sponsorița la nebuni. Corect. Bravo, Gheleta! Te susțin! Mersi, găule! Păi ce dacă n-am contribuit, băi? Ce-ți mersi că v-a scăpat Angelica? Că așa, am mâncat de 3 ori cât plăteam, de 3 ori mai mult. Că dacă faci un calcul, v-am scos la cheltuieli mate și mai bine. Chiar ar trebui să ziceți să rămână. Dar ce zic eu să ziceți? Ar trebui să-mi pupați mâna la propriu. Mă, nu zici că are dreptate, prostul. Ia dă-mă mâna în coasă, o pupăm. Serios? Dă-mă, dă-mi cu a mâna, mă, că ne deschis ochii. Chiar de tu ai nebunit? Mărlane, în clipa de față, nu te mai atingi de mâncarea din frigider, dar nici măcar de frigider, până nu cotizezi cu banii la mâncare. Că dacă te mai atingi, îți să rup mâna până ți-o bag în gips. Ți-mi clar? Corect. Așa-mi place. Da, dacă fură din frigider când ești tu acasă. A? Când ești la serviciu. Când sunt eu la serviciu, o să supravegheze partenerul meu la frigider. Da, te-ai întrebat dacă ăla vrea? Dacă îi dai și lui ceva de mâncare, o să fie chiar fericit. Dar mai bine îmi dai mie, mă. Decât să dai la un străin, mai bine dai mie, că noi suntem prieteni, mă, suitava, prietene, măi, prieteni. Până nu vii cu bănuțul, ești la cură, prietene. Și ar trebui să-mi pup mâna, mă, că o să te fac supru, manechin te fac. Ce-o pup, chiurete, ce-o pup, dă și pula nu. Ia-i care, care, o, mă, că am glumit, prietene. Ai grijă că... Dacă mai simulez mult chestia asta cu sarcina, o să se obișnuiască cu ideea. Păi și eu ce vreau? Să facă exact ce fac bărbații de femei gravide. Vezi că bărbații de femei gravide se cam duc la fufe. Ca să-și trăiască ultimele clipe de libertate. Nu râde ca o căpriță. Că și tu făceai pe gravida cu Vandame. Nu mai fac. A trebuit să-i zic că nu-s gravidă. Cineva, mă, ăsta mă trezea noaptea din 2 în 2 ore să fac pipi. Să faci ce? Pipi, mă! A auzit el undeva că gravidele trebuie să-și golească vezica periodic, că altfel se umflă și apasă pe copil și îl deformează. Îl deformează? Da, mă. Vezi că asta a scăpat. Dar tu fii cu ochii pe pupăză să nu cumva să-și pună ouăle și în alte cuiburi. Ca Cucu. Ca cine, mă? Așa face Cucu. Cine, mă, tata? Ce trâmpenie era să fac! Îl păzește colegul? Al dracului el de gaburi, tu o să mă împărtinge pe mine, să mă împărtinge, dacă eu-s prostul tău. Puteam eu să intru de la început în frigider să... Giure, săracele, las că vă dă tata auzea pe pat, să mă face splinul, să mă...
Mamă. Am cam șomat în ultima vreme, iubi. Ce vrei trebuie să fac? Dacă m-a frecat șeful cu câinile ăla, du-le la antrenament, du-le la instructaj, du-le la vaccin. Dar las că recuperăm acum. Păi hai! Ai zis că-l închizi. Ce vrei vrei să fac? Dacă sună de la cirvici, cum să-l închid? E, două minuțile și matale răbdare. Ordona. Ce vrei, gogoașe? Chiorete, vino repede că a sărit Max la mârlan. Și ce mă, lasă-l-i să-l alerge puțin de lângă masa, să mai dea jos de zlana aia. Chiorete, lasă gluma, că nu alergă te loc să ții grață de frică pe masă. Și dacă mi-o rupe, te rupe și mămica pe tine, că e cadou de la ea. S-ar mă, dar dracu, trebuie să mă dubre, că ce vrei să mă rupă băbă în două, trei și după aia să nu mai putem face nimic niciodată? Astea. Ce te tot împopoțuneți? Azi că nu-mi place a te înhăimura cu țoale de la cirvici. E! Bă, sigur l-a legat. L-a legat, idiotule. Dă-te jos de pe masă odată. Bă, dar să nu stai, că mi-e frică dacă... Deci așa, umflatule. Ai vrut să ciordești mâncare, ai? Cine, bă, eu? Să mor dacă m-am apropiat de frigider, uite, să moară măsa dacă te minte. Și atunci de ce a sărit pe tine, Max, mă? A sărit pe mine? De bou a sărit, mă, de bou! Că vii corcit cu vreun bou, corcitor de câine cu bou, așa e, bou! Ce te mai întreb, mă, de ce a sărit? Nu vezi ce față de infractor are? Nu vezi? Mă, are față de infractor! Mărlane, bănuiesc că acum ție în clar! Ori scoți bănuțul pe haleală, ori ocolești frigiderul până la un kilometru. Că altfel te halește Max, dar nu te vezi, bă. Chiorete, tu vezi, tu vezi, că foamea dă puteri nebănuite, bă. Și dacă mă bat cu el, s-ar putea să nu-l mai ai pe inventar, s-ar putea să-l ai pe conștiință. Hai, lasă. Mărlane, fă-mă rost de bandă haleală, bă, că altfel o să fugi toată viața și o să ajungi manechin. Hai, mă, că ești prost, bă, prost, îmi vină cu apă, gogoș. Unde dracu a pus harpagonul banii? Undeva trebuie să fie, unde o fi? La mine nu. Aha! Ce credeai, chitră, că nu aflu eu? Aha, unde? I-a băgat între pagini, dintre foi. A care credea că eu nu-i găsesc. Aha! Păi ești nebun ăsta, ține jurnal ca gagicile, s-o arăbă ăsta. Tia. Te iubesc, Dezirica. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, Mărlanu. Ah, te iubesc, punct! Mărlanu îmi datorează 100 de roni. Mărlanu îmi datorează 250 roni. Da unde, bă, că niciodată în viața mea n-am luat eu atâția bani de la tine, că n-am... Recunosc că am luat sumele mai sus menționate. Mărlanu Ferdinand.
Las că te aranjezi eu pe tine, domnul Popaza. Recunosc că am recuperat sumele mai sus menționate de la Mărlanu Ferdinand. Bașca a mai împrumutat și 1 miliard. Câte zerouri are? 1000, că pe ăsta știu. 1000 de ron vechi. Noi. Mărlanu Ferdinand I. Te aranje. Pupăză! Te aranjezi, eu, domnul Pupăză, cu pixul te aranjezi, cum face miliardarii. Așa se face banii, cu pixul. Dracu să... să... E? Slavă Domnului că nu e însărcinat. Bă, mă, Pupăză, nu fi, că la banii tăi nu se simte. Și ții, dau săptămâna viitoare, mă. Mărlane, îți bați gura de pomană. Eu în locul tău mi-aș conserva energia pentru că se pare că o să cam postești. Zici că n-ai șanse să te conving, ai? Niciuna. Mă, nici dacă îți recii ceva frumos așa dintr-un poet de-al tău preferat, o carte care n-ai mai citit-o tu de... Mărlane, eu n-am mai citit o carte de 10 ani de zile, pentru că eu sunt vedetă, n-am timp. Hai, lasă. Da. Hai, mă, că uite, așa un pasaj, ți-i recit eu de memorie, că am o memorie fantastică la recitat la de-astea. Ia, hai, mă, zi un pasaj, ia. Da, e dintr-un jurnal de călătorii de ăsta, de jurnal. 10 februarie 2009. Slavă Domnului că nu e însărcinată. Mi-a trecut glonțul pe la ureche. Acum nu mai îmi rămâne decât să o fac să renunțe la ideea asta tâmpită cu copilul. Întrebarea e cum? Habar n-am unde citit tâmpenile astea. Cum unde? Eu te-ai ce ia pupăză. De unde ai luat ăla? De lâncoace. Ce vorbești? Ce vorbești? Pentru ce-ți trebuie ție? Dacă nu-ți trebuie ție să-l citești, poate îi trebuie lui Dezirica, că ai deschisă la citit. Nu putoare ca tine să umblă până televiziuni. Mărlane, să nu faci vreo prostie. Mărlane, tu ai nebunit? Posibil, dă foame. Zi ce vrei. Păi ce să vrea, mă, nu ți-am zis? 1 milion de lei să le dau și la fobiște ăștia să mănânce, mă, că și ei ăștia sufletele. Dă-l încoace. Ne, asta rămâne la mine. Păi, amărât și săptămâna viitoare. Nu trebuie să mănânc și săptămâna viitoare ceva? Păi, mă dă cu chitră. Au, au, mamă! Data viitoare, când sunt la șefa, să nu dea dracii să mă mai deranjez, ai înțeles? Lasă-l-i, bă, să-l mănânce, să-l halească, să-i muște din o sânză aia mare și groasă care o are pe el. Că așa e plin de slană. Și-o lupă, o sucție dintre aia coastă o grămadă de bani, să zică mersi. Hai că am plecat. Băi, stai aceea, unde pleci, tablagiule? Stai aceea, că am nevoie de mătăluță să consemnezi. Ia uite, am făcut rost de bani și nu ți-i dau decât pe proces verbal, că voi gaburi e parșiv. Ce e, mă, Mărlan? Cu ce ăștia, bă, ăștia-i banii de mâncare pe o săptămână? Bă, tu crezi că s-a întâlnit hoțul cu prostul? Da, dar de ce întrebi? Mă, de care nu-mi interes. Mărlanene, dacă vrei să ai liber la păpică, plătești toată suma în avans. Pe o lună, ai înțeles? Adică noi avem mâncare acolo de 10 milioane. Și tu ți-ai imaginat, burdihănosule, că ne vârpă la nas așa un milion pe vechi ca să ne halești nouă toată mâncarea, bă? Hai, mișcă-te și fă rost de toată suma, că mă cam reții de treabă. Marș! Stai, mă, că sunt eu, bă, dar tâmpiș ești, bă. Da. Pupăză,
Eu sunt. Crezi că aș putea să-ți confund vocea, Mărlane? Popăză, mă răzgândi, bă. Îmi dai jurnalul? Da, dacă îmi dai 100 de milioane. Dar poți să mi le dai și rate sau un leasing, că nu mă deranjează. Ce, mă? Tu ai nebunit complet? Băi, tărătură, decât să-ți dau atâția bani, mai bine îi spun adevărul, gagică mea. Cu orice risc. Dar după aia, tu sigur o să intri în foame. Și dacă îți faci iluzii că o să se despartă de mine pentru un amărât de copil... Are copil cu tărătura. Te înșele amarnic. Fii atent aici. Eu zic să te mai gândești la sumă și poate ne înțelegem. Ai avut dreptate. Numai eu sunt de vină. Stai mă, că dacă are deja copil, înseamnă că e o relație veche. Nu are nicio legătură cu simularea. Dar ce mă fac, eu îl iubesc? Păi discută cu el că poate nu mai are nicio treabă cu aia, dar nu ți-a spus ca să te protejeze, că tu ești gravidă, nu? Dar nu sunt gravidă! Mă, știu că nu ești gravidă, dar simularea, ai uitat? El și-a intrat în rol. Alo, pupăză, eu sunt, bă. M-am mai gândit și ținând cont că suntem prieteni și că-i criza financiară și etc., etc., așa altele, te las doar cu 2000 de ron, bă. Dai seama ce discount îți fac, 2000 de ron și așa urma. Păi, ai avantaj client de 8000 de ron, nici la mașină nu s-a pomenit așa promoție, mai dă-te în Franța. Zi, bate-mi laba. Așa te vreau, mă. Știam eu că ești afacerism, dă-te-mi bă, da. Hai, pa! Ho, că s-a rezolvat problema, dar ți-a auzit că vorbi cu te... Pupă tata la el. Băi, Chiorite, mă! La gagică-sa. La gagică-sa. Ghinionului, că vrea să-i dau bani, așa îi dau diseară. Mărlane, pleacă de lângă frigider, că dacă te vede Max acu sare pe tine și ar te sfâșie. Și-o pe masă, nu te mai las, te urci. Care Max gogoașă? Vezi tu vreun Max pe aceea? E afară, la pipi. Afară, mai tăi cu în gură, afară. Mai gros, bă, tâmpitule, că nu semeni la voce cu el, mai... Mărlane, închide frigiderul, că dacă te sfâșie, ăla mi-e umpli casa de sânge! Ce tragi, dar mi-a învârtit asta când mai găsesc poznare. Gogoș, hai să vezi ce ți-l mascarea, șefa. Stai să vezi dacă nu... Auzi, mai nenorocitule, ți-ar botul ăla cu ce ți-ai zis, omă? Chioretei, vine repede, că de data asta n-a apucat să se suie pe masă și îl sfâșie. Intri la pușcărie, nevinovat! Dă-i ceva de mâncare, mă! Orice, mă, până viu eu, mă! Poate-l lasă! Ce să fac, vrei, șefa? Ce vrei să fac? Vrei să-l sfâșie? Să ajung la pârnaie? Să nu mai facem niște treburi cu ani, asta e! Dar ia naibii, potaia aia aici! Nu mai lăsa acolo, că m-am săturat! Ce te așteaptă-i asta, bă? Mă, iubi, ai înțeles tu greșit! Banii sunt pentru Mărlanul de Mărlanul! Pentru că a pus mâna pe jurnalul meu și... Iuzi, ai jurnal! Da, drag, am jurnal! Și mă șantajează pentru că am scris acolo că... Că ce? Că vreau să te conving să renunți la ideea de a face copil. Da, iubi. Pentru că tu ești tânără și mi-e frică să nu faci cumva vreo depresie când o să constați că ți s-au lăsat sânii, că faci vergeturi, că ți s-a triplat fundul și multe, multe alte chestii. Și tu vrei să crezi toate minciunile astea? Nu sunt minciun, drag, așa pățesc toate femeile care nasc, pentru că eu m-am documentat. Mă refeream la minciuna cu jurnalul, dragă!
Dragă, dar nu e o minciună, eu chiar am jurnal și mă șantajează cu el. Cu jurnalul, a? Da. Păi, hai să văd și eu jurnalul ăla. Ce zici? Hai! Hai, dragă, hai. Ia și crapă în tine, du-te, dracu, că dacă să ajung la pușcărie, mai bine îți fac cinste cu crăpelniță. Crapă în tine, cu dumă! Să nu mâna, boierule, să nu mâna! Fiorete, dar nu mai bine ți-le și pe Max de aici? Că poate nu înțelege că e ridicat lui ăsta interdicția și începe iar cu... Potoiește că te grăb! Nu că mi-ar pasa mie de mărlanul, dar poate mă încurcă cu asta și mai ai și pe mine. Face victime colaterale. Bine că ești aici, umflatule. Uite, ia banii și dă-i jurnalul lui Dezire. Nu-l mai am. Cum nu-l mai am? Unde? L-a mâncat corcitura aia de câine cu boa lui Chiorete. Deci câinii mănâncă hârtie mai nou. Păi n-am zis că e jumate bou, că partea de bou a mâncat hârtia, că știi câinii, că cum să-ți face o banană asta? Mincinosule! Ce mi-ai făcut, idiotule? Ce mi-ai făcut? Nu poți, bre, nu poți, că știu că se uită la noi. Ecole, cu mine de cirvici, e jenant. Dacă măcăne peste tot ce facem aici. Dar tu scoate-l naibii pe palier. Ce faci fața asta ofticată? Asta e ce vrei. Șezi acilea și mă revanșez eu mai târziu față de matale. Te duc la maidaneze, dar nu mai mult de 10 minute. Și nimic la cirvici, mucles! Bă, dă-te moaștea. Șezi, Max, șezi. Hai, 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 să fiu un hoț rău, da? Cel mai rău hoț o să fiu, iubito! Ia să mă vezi acum! Lăcă-te! Cum minte, mă! Cum minte, mă! Nu mă văză! Cum nu mai ai? Unde? L-a mâncat corcitura aia de câine cu boală, Fiorete. Adică câine mănâncă. Ce? Bună! De la vezi, atenție, lumește, mai te-am curcat. Și acțiune. Câine mănâncă. Câine? Câine! Câine, da, că e mai mult. Băi, fiți atenți mai degeri acolo. Atenție, lumește, merge.